Aproximativ 30.000 de lanterne de diferite dimensiuni au colorat orașul Wuhan din centrul Chinei. Acestea sunt confecționate din sticle pe care sunt pictate personaje din legendele populare. Și metropola Tianjin din nordul Chinei a îmbrăcat straie de sărbătoare. Locuitorii și oaspeții Beijingului au sărbătorit cu muzică folclorică, după care turiștii au avut ocazia să guste din deliciile culinare chinezești. Iar în orașul Suining, sute de oameni de toate vârstele au participat la un marș al felinarelor, care a culminat cu un foc de artificii. Festivalul Lanternelor se va încheia în data de 21 martie.